lindă! Dacă știți și alte metode de a furișa dulciuri în spital, nu ezitați să ne scrieți în comentarii sau să ne lăsați un mesaj pe Instagram. Mara Ștefania Gym! Mara Ștefania Biana Zău! Haideți să adunăm 10.000 de like-uri să facem și episodul 2! Clopoțelul! A început ora! Vă rog frumos, pregătiți caietele de teme la limba română! Vreau să verific ce ați lucrat acasă! Tema la română! Am uitat de ea! Ce metodă găsesc eu ca să scap? Să vedem! Vai, Mara! Ce-ai pățit? Nu o simt prea bine, doamna profesoară. Sărăcuța de tine! Mă doare capul! Și mi se pare că ai și febră! Am febră? Da, da, am febră! Vai, și ce mă doare capul! Tușește în cot, te rog frumos! Se pare că e grav! Voi suna ambulanța! Ambulanța! Ce-am făcut? 1, 1, 2. Alo? Bună ziua! La serviciu de ambulanță, vă rog! Avem o elevă care nu se simte bine. Școala gimnazială, clasa 4. Mulțumesc, vă așteptăm! Of, vai, vai, vai! Mai bine făceam tema. Domnișoara asistentă! M-ați chemat doamna doctor? De ce m-ați chemat doamna doctor? Avem o pacientă nouă în salonul numărul 3. A fost adusă de la școala gimnazială. Te rog, pregătește-o pentru anamneză și examenul clinic. Imediat, doamna doctor, îi voi duce pijamalele și îi voi lua temperatura. În regulă, în 10 minute să fiți gata. Vin la consultație. Am înțeles, doamna doctor. Fără mâncare și băuturi. Am plecat, doamna doctor. Țineți pijamalele și în braț. În curând vine doctorul la vizită. Cum? Să mă îmbrac acum? Da, îmbracă-te. Mai repede, trebuie să-ți iau și temperatura. Nu mai tremura, vei fi bine. Te îmbrac eu. Nu, nu, lăsați, mă îmbrac. Să lasă, Mara. Erau aici dinainte să vin eu. Da, da, desigur. Privește ce scrie acolo. Nu văd. Înseamnă că te vom programa și la o consultație de ochi. Nu, mai bine nu încerc să citesc. Scrie fără mâncare și băuturi. Te las să te schimb. Până vin eu, dulciurile să dispară de aici. Asta rămâne la mine. Nu! Asta rămâne la mine. Gata, am venit. Am venit să-ți iau temperatura. Temperatura acum? Să-l pornesc. Nu și eu. În 7, 8, ce mă fac? În curând vine doamna doctor. Să-ți pui masca. Este obligatorie. Masca zici? A, masca. Nu aceasta. Mască pentru gură. Ca mine. Păi nu am de asta. Mă duc să-ți aduc. Ce bine că am scăpat de ea. Noroc cu cerul ăsta fierbinte. Ca să cresc temperatura termometru. Super! 45 de grade. Cred că sunt perfecte. Ți-am adus măștile. Să verific termometru.
măștiuță? Hai să vedem ce măști am primit. Oh, sunt mai multe! Asta îmi dă o idee! Prima așa. Iar a doua o punem la fel ca prima, doar că invers. Iar a doua așa. Eu mi-am oprit ceva. Priviți! Mi-am oprit și pentru mine. Miami, e numai bun de mâncat bomboane. Super! Doamna doctor! Doamna da? Doctor! Pacienta are febră mare! Veniți să o consultați! Ok, vin repede! Doamna doctor! Da? Masca! Masca! Bună ziua! Bună ziua! Nume pacient? Mara. Spune, ce s-a întâmplat? Eram pur și simplu la școală și nu m-am simțit bine. Bun, să notez câteva date. Vârsta? 10 ani. Ce se aude? Mi se pare că mesteci? Nu, nu, cum aș putea mânca cu masca asta pe față? Nu prea văd bine. Trebuie să-mi fac un control. Mara! Te-am prins! Ce ai aici? Ridică-te! Așa ceva nu este posibil! Citește! Dar mi-e foame! Dacă ți este foame, voi trimite asistenta să-ți aducă o porție de mâncare. Până atunci, ține un antitermic. Mi-a zis asistenta că ai febră foarte mare. Oh, mulțumesc! Dulciurile se confiscă. Nu e voie cu mâncare nesănătoasă în spital. Să vă ajut și eu. Doar mâncarea de aici. Rudele și prietenii pot să-ți aducă doar fructe și legume proaspete. Ce? Voi rămâne aici? La ce febră ai și la cât de rău te simți? Garantat! Vin mai târziu să te consult. Mi-a mai rămas una pentru mai târziu. Mănânc puțin acum. Mi-a spus doamna doctor că te foame. Prânzul meu? Ce-i asta? Poftă bună! Mâncarea asta de spital arată oribil. Să-i fac o poză, să-i trimit lui Teo. Așa e perfect. Send! Vai câtă treabă am! Mara, de ce nu mai vine? Un mesaj nou! Cred că e de la Mara! Vai, Mara e la spital? Și ce e asta? Asta le dă nor de mâncare! Mă duc să o salvez! Bună ziua! Stai! Ce faci acolo? Mă duc la sora mea, la salonul 3! Și ce e acolo? Dulciuri, mâncare! Tu nu vezi ce scrie aici? Fără mâncare nesănătoasă în spital! Doar fructe și legume proaspete! Înapoi! Găsesc eu o metodă să îi le duc! Dacă fructe trebuie, o să-i pregătesc fructe! Să o stoarcem mai întâi! Portocala e gata! Uite așa trebuie să arate! Așa! Și acum și mărul, luăm o linguriță și îl scobim! Am făcut și mărul și acum decojim și o banană! Să o deschidem! Să scoatem conținutul! A rămas coaja! Ce bună e! Umplem coaja de banană cu bomboane! Să o închidem și după ce e gata, legăm și cu un elastic dacă vreți. Deghizarea perfect! Acum o punem în coș. Următorul e mărul și portocala. Luăm ambele jumătăți și băgăm scobitori. Le unim și le prindem cu scobitori. Este gata! Să-l punem în coș. Și mai avem și portocala. Punem la fel bomboane
și le unim. Și portocala e gata. O prindem cu elastice. Mă duc să-i le duc mari. Nici nu va ști că sunt bomboane. Bună ziua! Ce faci? Ai venit din nou? Ți-am zis că nu sunt permise alimentele nesănătoase în spital. De data asta am venit cu fructe proaspete. Uitați! Aha, ok, ok. Mergi la sora ta? Sigur se va bucura de fructele proaspete. Am mai primit sute azi. Mă duc repede. Mara, Mara, dor, ți-am adus bunătăți. Iar fructe! Privește, am sute de fructe acolo. Wow, cât de multe! Dar acestea sunt speciale. Deschide-te, rog, măr. Ce e asta? Toți abonații mi-au adus acele fructe. Decât fructe, mai bine like-uri. Dați repede câte un like. Eu vreau să văd ce este cu acest măr de este înțepat. Ți-am spus că sunt speciale. Super! Am ascuns dulciuri și în portocală și în banan. Dar să-mi dai și mie, că mi-e și mie. Portocala cu dulciuri. Wow! Ai fost super tare, Teo. Eu vreau să mănânc asta mai întâi. Și eu am luat o bomboană de asta. Eu am luat o bomboană din asta. Am o grămadă de treabă. Pacienți noi în salonul 3. Mă sună din toate părțile. Urgențele, chirurgia, oftalmologia, ureleul. Nu știu unde să mă mai împac. Ce mi-au trebuit atâtea specializări? Nu înțeleg. Ce faci acolo? Mănânc! Ce mănânci? Îți place terciul ăsta din spital? Nu, uite! Wow, vreau și eu ceva de acolo! Ai dulciuri? Câte dulciuri poți să ai? Privește! Mi-a dus sora mea! Fără dulciuri! Ei, lasă! Regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Acum, dacă vrei și tu, am un plan. Ce plan? Hai mai repede, că nu mai aștept să mănânc și eu. Uite, ține! Iam! Dar fii atentă! Ce? Când vine doctorul la vizită, tu să fii la baie. În 10 minute vine aici. Poți să te duci de acum. Desigur, desigur. Dar când mă întorc, te va costa și eu o cadea. Cum să nu? Am două. Să fug repede, să nu mă vadă doctorul. Repede, să trec la treabă. Nu am prea mult timp. Hanoracul. Așa. Voi începe cu astea. Este oreo. Hai să băgăm și astea. Chipsuri. E aproape gata. Îi pun și o mască. Gata. Pacientul meu de dulciuri este gata. Hai să-l punem să se odihnească. Uau, ce greu e pacientul nostru. Îl aranjăm în așa fel să pară că dorme cu spatele. Îl învelim. Pacientul nostru a adormit, că era obosit. Câte oră? În 30 de secunde vine doctorul, că se aude. Salonul 3. Mara și un pacient nou. Bună ziua, să vedem cum se simt pacienții noștri astăzi. Bună dimineața, Mara, te simți mai bine astăzi? Da, mă simt un pic mai bine.
Să vedem, să-ți iau pulsul și să-ți ascult inima. Bate cam tare, nu-ți fie teamă, totul va fi bine. Sau ascunzi ceva? Iarăși ai dulciuri? Nu am nimic, doamna doctor. Puteți să mă căutați. Văd, așa e. Se pare că te simți mai bine. Da, tot trebuie să te mai ținem câteva zile sub observație. Câteva zile... Bine. Acum merg să văd ce face colega ta cea nouă adusă. Stați! Ai pățit ceva? Ți este rău? Nu, dar colega mea abia a dormit. Foarte greu a dormit. Zicea că este foarte obosită. Să o lăsăm să doarmă, zic. Pare destul de adormită. Bine, revin mai târziu. Sănătate! Mulțumesc, doamna doctor! Acum pot să mănânc dulciuri. Super, mă duc să mănânc. Ți-am zis? Nu-mi placă! Bine, poftim! He-he, am plecat să sparg și să mănânc. S-o sparg! Mara a terminat dulciurile de ieri, așa că îi voi face alte. O să ascund aceste cornuri în mânecile mele și pufuleții aceștia în glugă. Să-mi bag pe aici, că nu mă merg. Și al doilea să fac. Sunt pregătită. În felul ăsta, sigur o să trec de medicul de gardă. Bună ziua! Bună ziua, unde mergi? La sora mea, la salonul 3. Aha, la mâncăcioasă. Stai pe loc. Ia să te văd. Ce foșnește pe aici? Dulciuri! Știi bine că nu e voie cu mâncare nesănătoasă în spital. Doar fructe proaspete din afară. M-a prins lumea mea. Încerc altă metodă. Ce se aude? Cine e acolo? Ce-am vorbit eu cu tine? Afară! Și să vii fără mâncare! Găsesc altă metodă! Am aici jucăriile preferate ale Marei. Aia e Mare! Nu pot să doarmă fără ele! M-ai ales în spital! Briana mă va ajuta să bag dulciuri. Briana, bagă aici dulciuri. Multe! Doctorul n-o să observe. Multe! Să aibă pentru toate zilele. Dar ia uitați ce am aici. Un buzunar foarte mare. Aici voi pune Oreo. Corect! În cap perfect. Voi pune și această bomboană și un corn. Mă chinui să încap. Biscuit! Gata! Mai punem o deasă. Și o ascund aici. Să închid fermoarul. Gata! Doctorul nici n-o să observe. Și hai să mergem la Mara. Să doi burta. Briana are la burtă. Are Oreo. Hai, Briana, până nu se închide programul de vizită. Te sunt. Haide mai repede, trebuie mai repede! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Pacienți noi? Voiei să-ți treci cu dulciuri! Aici nu ține! Privește! Am adus jucăriile mare preferate! Nu încerci cumva să ascunzi dulciuri? Nu am învățat lecția fără dulciuri! Bine, poți să treci! Mulțumesc! Mara, poftim! Mara, ți-am adus dulciuri, trezește-te! Poftim, Mara! Pentru tine! Jucării? Pentru ce trebuie mie jucării? Eu vreau mâncare! Acum, ia uite! Doctorul nu m-a prins! Am aici un buzunar secret! Ia uite câte dulciuri am furișat! Și aici am un buzunar! Super, Teo! Poftă bună! Mulțumesc!